Închiderea școlilor a devenit subiect de război politic între Partidul Democrat și Partidul Acțiune și Solidaritate. Vlad Plahotniuc a anunțat astăzi în cadrul unui briefing că PD va propune un proiect de lege ce prevede încetarea optimizării instituțiilor de învățământ, criticând astfel reformele făcute de Maia Sandu pe vremea când era ministru la educație. Replica celor de la PAS nu s-a lăsat mult timp așteptată. Într-o postare pe Facebook, aceștia au scris că școlile s-au închis din motiv că oamenii pleacă dintr-o țară furată de corupți. Dacă acum ne privește și Maia Sandu, o anunț că am uzurpat și astăzi atenția colegilor în ședința de la partid, deci dumneavoastră o să aibă noi probe pentru joaca de denunțurile politice. Așa și-a început discursul liderul PD Vlad Plahotniuc, care a criticat-o pe Maia Sandu pentru reforma prin care a închis mai multe școli pe vremea când era ministru al educației. Închiderea școlilor a fost un proces demarat de cei care au administrat domeniul educației în guvernarea precedentă. Am solicitat de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării o analiză pentru a înțelege cât mai bine ce se întâmplă în acest domeniu și ce trebuie să facem noi mai departe pentru a stopa imediat, începând cu acest moment, orice închidere de școală. Plahotniuc a mai anunțat că profesorii trebuie să investească timpul lor în pregătirea profesională și în comunicarea cu elevii, dar nu în rapoartele și evaluările pe care au fost impuși să le facă conform cerințelor reformei. Replica PAS-ului nu s-a lăsat așteptată. Într-o postare pe Facebook, aceștia au scris că școlile se închid din cauza că oamenii pleacă dintr-o țară furată de corupți și că acestea se vor redeschide atunci când vor fi închiși corupții. Bătălia dintre PD și PAS s-a accentuat după ce Maia Sandu a depus un denunț la Procuratura Generală împotriva lui Vlad Plahotniuc, acuzându-l de uzurparea puterii în stat.